Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim cu Florentina Baloș, ambasadorul unui proiect extraordinar în contextul în care rata obezității crește foarte mult. Oamenii mănâncă din ce în ce mai nesănătos. Sunt câțiva care au curajul să pună pe hârtie un plan și chiar să aibă și succes cu proiecte de încurajare în ceea ce privește mâncatul sănătos, mâncatul conștient. Spune-mi, te rog, Florentina, mai multe despre proiectul vostru. Bună ziua și, în primul rând, mulțumim tare mult pentru invitație. Cu mare drag și noi mulțumim. Gustă cu atenție, bucură-te de moment. Este un program educațional. În cadrul programului pilot au participat peste 500 de elevi și 21 de cadre didactice. Asociația 100% Românesc a lansat acest program în parteneriat cu ANPC și cu 5 licee din București. Proiectul este susținut de Mondelez International și menționez că scopul acestui program educațional este să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă cum e cu mâncatul, în adevăratul sens al cuvântului. Ce mâncăm, cât mâncăm și, atenție, mai ales de ce facem asta. Noi avem alături de noi, am avut în cadrul workshop-urilor și un psiholog care ne-a vorbit despre emoții. Am dat startul cu workshop-urile despre nutriție, susținute de doamna doctor Laura Davidescu, unde elevii au învățat ce înseamnă alimentația corectă, cum porționăm, ce porționăm, ce excludem sau, atenție, nu excludem, pentru că atâta timp cât mâncăm conștient, nu excludem alimente și ne putem bucura de orice gustare ne dorim sau ne face poftă. Am avut workshop-ul susținut de doamna Vera Mitran, vicepreședinte ANPC, în care tinerii au învățat cum să citească corect etichetele. Dumneaia și spus că ține foarte mult ca informația să ajungă cât mai repede și cât mai corect la adolescenți. Între noi și ascultătorii tăi, fie vorba, tinerii, și asta o spun acum din experiență, din ce am văzut și cum i-am simțit, tinerii sunt dornici de să asimileze, să primească informații, au pus multe întrebări, aveau foarte multe necunoscute și pe noi ne-a bucurat enorm că în cadrul workshop-urilor ei au venit cu întrebări sau cu probleme. Eu nu am mai mâncat ciocolată de 2 ani de zile. Exact. Wow. Este posibil așa ceva pentru un adolescent? Mă refer, e foarte dificil pentru un adult, dar aminte pentru un adolescent. Din păcate, da. Ei, fericirea fetei a fost extraordinar în momentul în care doamna doctor i-a explicat că da, că nu trebuie să exclude și că da, poate să mănânce atâta timp cât este în cantitatea corectă, este la intervale corecte, nu excludem. Iar pâinea, la fel, ne spunea unul dintre elevi, aș vrea să mănânc pâine, dar încerc să mă ating de ea o dată pe săptămână, poate la 2 săptămâni. Nu, putem să mâncăm și pâinică. Este perfectă în regulă pentru că ne e poftă, mai ales dacă trecem pe lângă o bucătărie și simțim mirosul caldă. Este bună, ce să mai. Dar avem și acolo variante, da? Ne putem îndrepta către pâinea cu semințe, către pâinea cu maia. Avem foarte, foarte multe variante. Și în cadrul workshop-urilor, de aceea spuneam că interesul și curiozitățile și întrebările copiilor au fost multe și pe noi ne-a bucurat enorm să vedem că ei chiar își doresc să primească informații și că au, practic, posibilitatea să primească răspunsuri avizate. Pe ce interval de timp v-ați gândit ca acest proiect să fie valabil, să fie activ? În momentul acesta, proiectul pilot s-a încheiat, el s-a derulat în perioada decembrie 2020, iunie 2021. Uh-huh. Ne bucurăm, am avut festivități de premiere pe care le-am făcut pentru că, uite, nu punctasem partea asta. După workshop-ul de nutriție, workshop-ul de cum să învățăm să citim corect etichetele alimentelor, am discutat despre emoții,
Ca mai apoi să discutăm cu Mădălina Preda, care este planning expert, și să discutăm despre organizare. Ei bine, organizarea, în primă fază, poate ne gândim organizarea casei sau organizarea la job, listuța aceea cu to-do. După ce o asculți pe Mădă, pentru că putem să și găsim după planificare cu Mădă, după ce o asculți pe Mădă, realizezi că planificarea, indiferent de vârstă, că ești adolescent sau că ești adult, planificarea te ajută enorm, nu doar în relația cu mâncarea, ci în, efectiv în viața de zi cu zi. Pentru că noi când spunem că planificăm, de obicei ne gândim la listuța aceea, la to-do-ul acela scurt. Avem de trimis e-mail-uri, ne facem, în cazul copiilor, ne facem temele, ieșim cu prietenii, dar poate uităm să dormim, poate am stat prea mult pe telefon. Și pentru adolescenți este foarte fină linia și pentru noi. Granița e foarte fină și pentru noi. Pentru adolescenți este o provocare și mai mare. Și atunci, dacă înveți cum să planifici, uite că 10 dintre ei s-au bucurat, au avut parte de aceste sesiuni de mentorat cu Mădălina, dar și cu mentorii de la Mondelez International și au, odată că au învățat bazele planificării și au ținut împreună un jurnal de mâncat conștient, timp de 21 de zile. Ce mi se pare foarte interesant este modul de abordare al acestor adolescenți de către nutriționiști și de către cei care sunt implicați în acest proiect, în așa fel încât să-i convingă. Pentru că adolescenții sunt rebeli, pentru că este o vârstă critică, dar în același timp momentul potrivit de a-și schimba modul de viață și de a începe să mănânce conștient și să-și planifice. Adică deja în momentul în care îmi spui de planificat, sigur, pentru mine e un cuvânt extraordinar. Eu nu pot să-mi trăiesc viața cu 3 copii în afara acestor planuri și organizări încă de primele ore ale zilei, însă cu adolescenții e puțin mai greu. Este într-adevăr, pentru că aici vorbim despre gestionarea emoțiilor pe care noi învățăm. Adulți fiind în momentul acesta, ne-am lovit de situații. Poate am și învățat prin facultate, la diferite cursuri, cât de cât putem să gestionăm altfel timpul și emoțiile, avem alte resurse pe care le putem avea. Adolescenții, în schimb, sunt în perioada aceasta în care sunt asaltați cu informații, odată. Este foarte greu și pentru noi să facem diferența între informații, care este corectă, care nu este corectă, iar îți dorești să înveți, dar în același timp îți dorești să ieși afară cu prietenii, absolut, la film, îți dorești să nu te îngrași, ca să reveni la partea cu mâncatul, îți dorești să nu te îngrași. Avem social media care ne duce cumva într-o zonă în care ne luăm repere, unele bune, altele mai puțin bune și atunci cum mai fac adolescenții diferența sau cum fac să mănânce fără să aibă mustrări de conștiință, să spună, Doamne, astăzi am mâncat 2 pătrățele în plus sau am mâncat jumătate de tabletă de ciocolată. Ok, nu te certa pentru asta, nu te învinovăți. Ai mâncat mai mulți biscuiți, ai fost la o petrecere, ai mâncat tort, ai luat 2 felii în loc de una. Este în regulă, dar hai să vedem ce poți să faci după ca să păstrezi acest echilibru. Nu te învinovăți. Sau de multe ori, deschidem frigiderul și poate ai pățit-o și tu, știi, senzația cum vrei să mănânci tot ce e acolo. Absolut, mai ales când ai lucruri tentante, prăjituri și fripturi. Exact, și... exact. Ei bine, asta poate să vină și pe fond emoțional, pentru că aici a intervenit și psihologul și de aici ne-a povestit despre emoții. Pentru că, da, emoțiile pot să te... Vrei o îmbrățișare, ți-e dor de cineva, te-ai plictisit. Atenție, mănânci în fața televizorului sau în fața laptopului ției și ce faci? Tu ești atent la ecran, tu nu te mai uiți la punga cu snacks. Cam cât ai mâncat în timpul filmului sau în timpul videoului. Exact, și de aici mâncatul conștient, cu cât alimentația este făcută... Nu vreau să spun simț de răspundere, e mult spus, dar este totul, se desfășoară conștient și asumat, cu atât este mai bine pentru noi, pentru că nu apar mustrele de conștiință, nu apare
nu apare starea aceea de părere de rău. Da, și frustrarea după ce ai mâncat, da, dezamăgirea față de tine că ai putut să-ți permiți să faci astfel de greșeală. Se pare foarte interesant acest proiect. Aș vrea, în primul rând, să-mi spui care au fost liceele care au participat, cele 5 licee, au făcut parte în acest proiect. Apoi aș vrea să-mi spui dacă au fost mai mulți băieți sau mai multe fete cei care au fost la workshop-uri. Au fost prezenți. Ponderea copiilor a fost destul de echilibrată. Nu pot să spun că au fost, gândindu-mă acum, pentru că în momentul ăsta pot să mă și gândesc, să mă și gândesc un picuț, au fost atât fete cât și băieți în număr egal. Într-adevăr, poate puțin mai mulți băieți. De ce? Pentru serios! Da, avem o clasă la Liceul Dante Alighieri unde cred că 3/4 este formată din... Am înțeles. Atunci, de aceea se înclină un picuț balanța în partea asta. Să știi că în proiectul, haide să spun, cele 5 licee care au să participe au fost așa. Avem odată Liceul Teoretic Decebal, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Colegiul Național Ion Creangă, Liceul de Coreografie Iulia Capsali și Liceul Teoretic Național București. Ele, aceste 5 licee au făcut parte din acest program pilot. A fost totuși, chiar mi-aș dori foarte mult să pot menționa că proiectul a fost lansat într-o perioadă foarte grea, a fost extrem de solicitant. Noi am început în plină pandemie, da? Deci da. Shop-urile au început după niște sărbători altfel, după stat în casă, copiii aveau deja... Solicitarea psihică era foarte mare, da? Presiunea de asemenea, da, da, da. Exact. Asupra lor și asupra noastră, până la urmă, cu toții am fost afectați. Și am avut emoții, cum o să le captăm atenția, cum o să fie, nu este același lucru, apare starea de anxietate, a apărut în perioada pandemiei, ne-am lovit atât adolescenții cât și adulții, ne-am lovit de partea asta de anxietate, de ce facem, de necunoscut, practic. În schimb, așa cum spuneam la început, bucuria și a mea personală, participând la fiecare... Satisfacția a fost foarte mare, da, da, e adevărat. Da. Satisfacția lucrului împlinit. Aș vrea să te întreb, știu că a avut un anumit rol și Cosmin Natanticu, stand-up-ul, comediantul. Spune-mi cum s-a implicat el în acest proiect. Ei, băi, hai să o luăm așa. Workshop-ul despre etichete a fost susținut de doamna Veronica Mitran, vicepreședintea ANPC. Workshop-urile de nutriție au fost susținute de doamna doctor Laura Davidescu. Am participat și eu, evident, și Cosmin Natanticu, cu care să știi că a fost o adevărată bucurie. Adică el este efervescent și a împărtășit în stilul caracteristic gustările copilăriei. Ne-am amintit de pâinea cu zahăr, ceea ce pentru copii, știi, pentru unii dintre ei, când Cosmin spunea, da, mâncam zahăr, dar știam că mâncăm zahăr atunci, că nu trebuia să ne uităm, luam pâinea și puneam zahăr. Exact, zahăr, zahăr, adică nu o prăjitură care avea nu știu ce cantitate de zahăr pe vremea aia, pentru că și eu am trăit în vremea aceea, înainte de anii 90 și în primii ani 91-92, când, mă rog, foarte multe lucruri nu aveai la dispoziție. În primii ani 91-92-93 erau și lucruri care nu erau verificate și atunci mai bine mâncai acasă, spuneai frumos niște zahăr sau îl caramelizam pe aragaz și îl mâncam ca atare. Da. Exact, exact. Și să știi că în momentul în care el povestea, și aici, repet, în stilul lui inconfundabil, pentru că el are, oricum, și fără să se chinuie, el te face să râzi, adică poate. E talentul lui, da. Ne-am făcut interviu cu el și ne-a plăcut, maxim. Exact. Și mă uitam la adolescenți că erau atât de încântați, pentru că workshop-urile, practic, au fost un cumul de informație, dar și de voie bună. Și atunci... În momentul în care tinerilor le aduc, și nouă ne place să avem așa câte sare și piper. Și atunci
Atât informații oferite de doamna doctor, care oricum și-a adaptat, adică workshop-ul ne-a captat și pe noi, că asta povesteam și cu Cosmin, ne-a captat pe noi adulți fiind, a reușit întru totul, deși unele erau informații pe care cât de cât acolo le mai auzise în față de tineri, și Cosmin a venit cu energia lui și a reușit să transforme workshop-ul și într-o porție de voie bună. Foarte, foarte frumos. Mi-aș fi dorit să particip la unul dintre workshop-urile voastre, sincer, pentru că totdeauna sunt lucruri de învățat despre alimentație și acest subiect este foarte util, începând din copilărie și până la vârsta adultă, chiar vârsta a treia, și vârstnicii pot învăța și își pot adapta alimentația în funcție de vârstă și de cât activitate au zilnic, de afecțiunile lor și așa mai departe. Care sunt planurile voastre de viitor? Vreți să continuați acest proiect? Vă gândiți să vă extindeți, să faceți și alte proiecte, să le dedicați și altor categorii de tineri? Da, ne dorim foarte mult. Să știi că proiectele Asociației 100% Românesc, în general, sunt proiecte care sunt și pe termen lung și au la bază educația și informația. Și atunci, gustă cu atenție, bucură-te de moment, are exact baza asta de educare și de informare. Și da, ne dorim să continuăm. Fiecare pas va fi de fiecare dată anunțat, pentru că noi îl tratăm cu bucurie și împărtășim cu prietenii, așa cum spunem în online. Așteptăm să ne anunțați și să ne reîntâlnim. Și îți mulțumim din toată inima, ți-am spus și la început că pentru noi este o reală bucurie faptul că ne-ai invitat și că proiectul nostru ți s-a părut... Da, e pe gustul meu, nu știu dacă ai observat și tu și Mădălina, dar majoritatea, o pondere importantă în subiectele vlogurilor mele o constituie alimentația sănătoasă, conștientă, cum dorim să o numim sau cum ni se potrivește, dar suntem ceea ce mâncăm. Alimentația nu este doar pentru sănătatea noastră fizică, dar și pentru sănătatea noastră psihică. Este un mod de viață și mi-a plăcut, nu mi s-a potrivit lucrul ăsta. Am vorbit și cu medici și cu nutriționiști și cu tot felul de consultanți în nutriție și fitness. Feedback-ul a fost unul pozitiv. Oamenii se uită, sunt interesați și tinerii se uită foarte mult, își doresc să afle și altceva decât sfatul părinților. Trebuie să faci lucrul ăsta neapărat ca să nu te îngrași, pentru că nu-i sănătos, dar sigur, noi părinții poate că nu avem suficient timp la dispoziție să le explicăm și modul în care punem problema nu este cel mai potrivit. Corect, este ușor diferit. Ce aș vrea eu să menționez sau să pot să, cumva, știi cum făceam rezumatul la școală? Eu acum, mergând practic în licee și luând contact cu elevii după atâția ani, am intrat cumva în, mi-am amintit cu plăcere de perioada de liceu, de facultate. Ca să fac un rezumat, aș putea spune așa, că gustă cu atenție este despre stabilirea unei relații sănătoase cu mâncarea, relație pe care o vom avea tot restul vieții noastre, pe tot parcursul vieții, și este o relație care poate fi frumoasă și sănătoasă, pentru că în final cel mai important este să fim sănătoși. Florentina Baluș, mulțumesc din suflet pentru toate aceste informații. Așteptăm noutăți și să ne reîntâlnim, poate și face-to-face. Cu mare drag, îți mulțumesc din suflet și eu. Dragii mei, vă pup și aștept comentariile voastre.